Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou daily vlog pe canalul meu fabulos. Astăzi mergem la plimbare, mergem imediat, în câteva secunde, din fața voastră de la oglindă. Scuzați dezastru din spatele meu, dar mă grăbesc. Sunt într-o mică, ușoară întârziere, pentru că sunt pe punctul de a pierde autobuzul dacă nu plec în următoarele 5 minute și nu mai stau să adun. Am filmat până acum, de azi de dimineață filmez, că a fost zi de filmat. Și pentru că este weekend și ne relaxăm, am zis să mă duc la muzeu, la muzeul de artă, unde am mai fost, cred că v-am luat cu mine prin primăvară, am fost cu Eugenia. De data asta vreau să merg singură, vreau să merg doar la Galeria Românească, de artă românească, și vreau să stau acolo câteva ore și să mă holbez la niște lucruri, pentru că am eu niște pitici pe creier și vreau să mă duc să fac treaba asta de mult, de cel puțin o lună și ceva, și n-am apucat. Prin urmare, s-a arătat în sfârșit ziua în care pot să fac treaba asta, și așa că asta vom face, asta va fi tema principală a zilei. Este foarte, foarte cald afară, de-aia și costumația mea de astăzi este specifică unei zile de vară super calde, și este această rochie pe care nu știam dacă o să iau cu platforme sau să o iau așa cu sandalele astea joase. Poate o să testez și sandalele alea înalte, să vedem cum arată cu ele. Pentru că îmi place, e o rochie pe care n-am purtat-o de anul trecut, de când am fost la Brăila, și asta pentru că a trebuit să-i strâng găurile la nasturi. Avea găurile mult prea largi și îmi pognea aici, îmi tot sărea nasturele din gaură de aici, dar acum le-am rezolvat, acum să vedem dacă o să reușesc să mai ies din ea, pentru că le-am cusut atât de bine încât s-ar putea să nu mai pot să scot nasturii din găuri, dar mă rog, ne descurcăm noi. Și este o rochie pe care o am de la Zara, o rochie foarte drăguță, foarte subțire, dintr-un bag de foarte bună calitate și foarte subțire. Una dintre cele mai bune chestii pe care le-am găsit eu la Zara e, cred că de acum vreo 2 ani luată. Și îmi place foarte, foarte tare, este amplă jos, este o rochie din aia de tip cămașă, cu un cordon în talie, foarte, foarte drăguță, vine bine și la spate, arată bine și e numai bună pentru zilele astea de căldură și zilele astea în care avem de mers mult. De-aia nu știu ce să fac cu sandalele. Am aceleași sandale despre care vă vorbeam și clipul cu favorite, alea cu... le-am avut și la mare, așa, de la Tom Taylor, sunt minunate și sunt super comode, dar nu știu dacă neapărat ar merge așa. Hai să le testez și pe celelalte să vedem. Sunt puțin haotică, știu, dar v-am zis, mă grăbesc. We'll be right back.
Well, hello, my beautiful people! Reluăm acest daily vlog în cealaltă duminică asociată sâmbetei în care am filmat la muzeu, pentru că v-am lăsat așa puțin cu ochii în soare, v-am filmat de la muzeu și după aia n-am mai dat niciun update, n-am mai vorbit cu voi, n-am mai zis nimic. Și asta pentru că, în timp ce eram pe drum spre muzeu, mă sună mama să-mi spună că... Stați că tocmai ce m-a zgriat Udici. Orice sânge. Așa. Mă suna mama să-mi spună că a murit, mă rog, cu cunoștință de-a noastră, nimic grav, adică nimic, era în vârstă, avea 85 de ani, era bătrân, era bolnav, adică a fost o eliberare faptul că a murit, dar m-a sunat să-mi spună că a murit și pentru că erau foarte bun prieten cu mama, mă rog, în vremuri apuse, am zis să mă duc la priveghi în seara aia, că în seara aia era priveghi, o să mă duc să prind o lumânare, știți cum se face, eu nu prețin chestiile astea, dar mă rog, pentru ea mai mult. Și m-am dus acolo și m-am întâlnit cu nepoții sau nepoatele decedatului, defunctului, ca să zic așa, pe care nu le-am mai văzut de foarte mult timp, cu care mă mai jucam eu în copilărie și ne-am, mă rog, am mai povestit, am mai discutat, am mai făcut update-uri cu privire la viețile noastre și uite așa m-am întors pe la 11 și ceva noapte acasă, așa că n-am mai avut cum să vă fac update-uri. A doua zi, duminică, a fost mormântoarea și alte chestii și așa că vă reiau o săptămână mai târziu, astăzi fiind duminică, ne având niște planuri foarte bine stabilite și mi-a lăsat și un păr, nu numai că m-a zgâriat, dar mi-a lăsat și un păr. Stați că mi-am dat seama că nici n-am rulj pe buze. Că mi-am dat cu niște anticearcă încă, parcă am 15 culori pe față și am zis să dau numai cu un pic de anticearcă și să fac sprâncenele. Și acum, dacă am făcut treaba asta, se necesită un pic de ruș pe care l-am pus. După cum observați, sunt foarte amețit. Nu știu ce am de gând să fac astăzi. Am o voce de dragon răgușit, pentru că e prima dată când vorbesc. În afară de vocea aia super squeaky pe care le vorbesc pisicilor, e prima dată când vorbesc pe ziua de astăzi, că m-am trezit târziu. Ce naiba am aici? Mai bine. Sunt puțin dezorientată pentru că mi-e somn. Trebuie să... stați să vedem cât e ceasul. Ceasul este 10 și 9 minute. Este bine, pot să-mi fac să și mănânc pentru că mi-am schimbat puțin programul de masă. Adică încerc să fac un intermittent fasting din ăla. Așa mai lejer. Adică încerc să mă opresc din mâncat la o anumită oră, aceeași oră seara și dimineața să-mi reiau mesele la aceeași oră pentru a regla puțin și bila. Și bineînțeles că bila mea s-a supărat, a fost foarte supărată, mai ales după ce am venit de la mare. Că după ce am venit de la mare am avut o săptămână și ceva de tras cu ea, pentru că a fost foarte nemulțumită, că v-am zis că la mare cu scoicile, da. Foarte bune scoicile alea pe care le-ați văzut în vlog, au fost absolut divine, le-aș mânca de 100 de mii de ori încă o dată. Da, mama, unde ești? Stați așa că dacă mi-au unul e grav. What? Che pasa? Unde ești, Udi? Udiciu? Where are you? Ce faci? Ce s-a întâmplat? Trebuie să te cățelim pe cărți? Nu, ne cățelim pe cărți. Nu. Hai. Nu ne cățelim pe cărți. Ce mai e, nu pare? Da, Udi când este foame, este singura dată când mi-a una și e grav când mi-a una, adică e foarte foame și nu înțeleg de ce ar fi foarte foame pentru că am mâncat deja de 3 ori pe ziua de astăzi, dar whatever, s-ar putea să am o mâță de aia super obeză, știți, la un moment dat, o să ajungă mâță de aia mega obeză. Dar revenind la ce ziceam eu, au fost foarte, foarte bune scoicile alea la mare, doar că bila mea a decis că nu, nu. De-aia am și spus că nu voi mai mânca scoici de acum, că se pare că de câte ori am mâncat scoici, m-am revăzut cu ele și așa că da. Și de atunci bila mea îmi face figuri, adică mă ține așa niște crize, am avut niște grețuri, am avut niște, da, niște dureri din astea și zic ok, hai să mai reglăm puțin la capitolul mâncare. O să trebuiască să mai rezolv eu pe partea alimentară niște chestii, să mai fac niște modificări. Nu devin vegană, ferească Sfântul. Să mai pot niște lucruri, dar treptat. Adică mie nu-mi plac schimbările astea bruște și mai ales în ceea ce privește, nu știu, programul meu sau chestii de genul ăsta care țin de corpul meu, mie nu-mi plac schimbările bruște. Adică eu consider că lucrurile astea trebuie să le faci treptat și dietele și toate cele trebuie să le faci treptat. Deocamdată a merge destul de bine, exceptând ultimele două zile în care am cam trișat cu asta cu ora de masă.
Încerc să am undeva la 14 ore fără masă, știți? Adică mă opresc din mâncat cel târziu seara la 8, am încercat și 7, mi-a ieșit odată cu 7, încep să mănânc la 10, ceea ce mi-e foarte bine. Adică e foarte natural că și oricum până acum făceam chestia asta, doar că nu o făceam conștient, știți? Mai ciuguleam seara, în cei drept seara mai mâncam, mai ronțeam, mai uitam la un film, mai mâncam floricele, mai nu știu ce. Dar acum încerc să mă opresc și din chestia asta, ca să-mi las stomacul să respire, cum ar veni, să-și facă treaba și să fie totul clean. Și e mai bine, uite că în ultimele două zile v-am zis că am trișat și noaptea n-am dormit foarte bine, pentru că aveam ceva în stomac, știți? Și deja cumva cred că stomacul meu s-a obișnuit să fie gol când mă duc la mâncare, la culcare, nu la mâncare. Înainte aveam altă problemă, că dacă mergeam cu stomacul gol la culcare, nu puteam să adorm. Acum nu, se pare că nu dorm bine dacă am... Și nu fac chestia asta decât de vreo săptămână și un pic, adică nu... Dar e spre bine și vreau să lăgesc puțin... perioada aia de timp, de la 14 ore la 15-16 maxim, așa. Cam așa, cam asta înseamnă intermittent fasting-ul, care se face de mult, adică acum e un hype general cu el și m-am uitat și eu așa peste studii și m-am uitat un pic peste ce zic medicii și mi s-a părut foarte ok, adică mi se pare foarte, foarte ok, dar treaba asta se face de ani, de sute de ani, adică nu e o chestie nouă, nu e o chestie care să... Da, bubuit, acum și... Acum i-am dat și eu atenție. Deși știam și eu de el de mai mult timp. Ia să vedem ce zice cafeaua mea, care e fierbinte încă. În altă ordine de idei, trebuie să-mi fac gheruțele, că mi le-am curățat aseară, dar nu am apucat să mi le mai fac. Și nu le suport așa și le facem să le aranjăm, măcar să le pilesc și să le aranjez. Trebuie să-mi fac gheruțele, trebuie să filmez niște bucăți pentru niște clipuri. Tehnic vorbind, duminica este ziua mea de filmat, dar astăzi... N-am mult de filmat, am ceva, doar așa câteva bucăți de filmat pentru niște clipuri, niște update-uri. Mai am de făcut ceva afară. Este foarte cald în perioada asta, după cum cred că toată lumea știți, toată lumea se plânge de caniculă, este o secetă generală, totul este uscat, totul este ars. Mă chinui să-mi țin roșiile și gazonul în viață cu foarte, foarte, foarte multă apă. Și în rest totul este uscat pentru că este caniculă și este dezastru. Încă la noi e relativ ok, dar am văzut că prin alte părți este dezastru, așa că nu vom merge în curte să facem nimic pe parcursul zilei pentru că este foarte cald. De-aia am să vă țin la curent cu ce o să fac, că v-am zis, nu am un plan stabilit. Ok, cam asta e update-ul pentru moment. Ai mâncat? Gata? Vii să faci și tu cu lăbuța la camera? Ai! Haide tu, răutatea lui mama, lăutare, ca să stăm de ieșit o lăutate. Bună, eu sunt Udi, cea pufoasă, care nu o mai iubesc pe mami și care nu vrea decât mâncărică de la mami și în rest nu mă interesează nimic. Mă interesează să mă trezesc la 5 dimineața, dacă se poate, și atâta. Da, eu sunt Udi, ce faceți? Da, asta e vocea mea cu care vorbesc cu ei. Știu că e foarte enervată, dar îmi pare rău. Așa, copiii nu o voce asta mă recunosc, stai așa, stai să curățăm ochii soli ăstea, mă, mami, mă, trebuie să fule ce am să mi-a spus de atâtea ori că tu nu ai voie să ai ochii sorică, da? Tu ești o domnișoară frumoasă și nu ai voie, domnișoarele frumoase nu au voie să ai ochii sorică, ubida mea mică, of, puiul meu, o, Doamne, dragoste, hai, iar. S-a dus. Ați văzut-o și pe Udi. Zăpăcila nu știu pe unde e. Zăpăcila care m-a atacat zilele trecute și m-a mușcat și m-a acum dezgrieturi. Nu știu unde este. Bănuiesc că fiind cald o să-l apară. Cât de curând. Adică urmează să-l aud. Oră că e pe aici după mâncare. Și ăla după mâncare. Că jur că au niște găuri negre în stomac. Nu știu unde poate să intre atâta mâncare. Că fizic... Nu înțeleg unde intră, e o cantitate mare de mâncare care intră într-o chestie foarte mică, știți? Adică stomacelul lor nu are cum să fie mai mare de atât. Și când se întinde, nu are cum să fie mai mare de atât. Și totuși mănâncă mai mult decât mine la o masă. Deci am senzația că acolo sunt găurile negre. Acolo ar trebui să se uite ăștia de caută gaura neagră și de vor să vadă cum s-a făcut universul și... Știți voi, cu particula lui Dumnezeu și chestiile astea. Acolo trebuie să se uite la pisici în stomac pentru că... Nu, pe mie îmi dă cu virgulă maximă. Adică n-am cum să mănânce mai mult ca mine la o masă și să aibă un stomac atâta.
Încă nu, încă e un mister pe care eu încă n-am reușit să-l elucidez. Așa că vorbim mai încolo, poate și că mă elucidez și misterul cu ocazia asta și vorbim și vedem ce mai facem pe ziua de azi. Și tot mai mă organizam un pic aici, făceam niște notițe cu privire la ce am de filmat și așa mai departe. Da, încerc să-mi adun toate lucrurile în agenda asta, pentru că eram împrăștiată în vreo 3 caiete și agende și am zis că nu mai merge. Și încerc să-mi adun toate lucrurile în agenda asta, că de-aia am luat-o, ca să fie totul la un loc, să nu trebuiască să... Pentru o secundă m-am speriat, am crezut că un anume individ negru a băgat ghearele, că n-ar fi prima dată în ea. Dar, da, mi-am făcut un frappe. Este super cald afară, este cald, dar partea bună este că eu mi-am făcut unghiile și mi-am terminat cam tot ce avem de terminat pe ziua de astăzi. Am mai citit un pic și anume Trădarea, adică al doilea volum din Casa Nopții. M-am apucat de al doilea volum din Casa Nopții și am citit și un pic de dimineață, ceea ce a fost bine, pentru că tehnic vorbind astăzi este zi de citit pentru mine, dar na, am mai avut alte chestii de făcut. Dar mi-am dat seama că în update-ul de mai devreme, de dimineață, nu v-am zis nimic cu privire la ieșirea mea la muzeu sau de ce m-am dus. M-am dus că aveam eu o fixație să văd niște tablouri de Teodor Aman care sunt acolo la muzeu. Știți că am mai fost la muzeu și o să mai mergem și o să mai merg la galeria aia, pentru că eu, spre deosebire de alți oameni, că mă duc la muzeu, eu nu mă duc și trec așa, doar trec prin ele, știți, doar trec să mă văd, să le văd privirea. Eu mă duc și încerc să studiez lucrările și când mă duc, mă pun în fața unui tablou și mă uit și încerc să mă uit la urmele lăsate de pensulă și la umbre și mă fascinează foarte tare umbrele și mă fascinează foarte tare norii și îmi place foarte tare cum le-a creat Teodor Aman și cum le-a făcut și o să merg și la muzeul Teodor Aman cât de... curând, o să vreau să merg și acolo, dar până atunci am zis să merg acolo să mă uit la niște tablouri. Bine, aș fi putut să mă uit pe internet la tablouri, adică n-ar fi fost nicio chestie și să le studiez, ceea ce s-ar putea să și fac la un moment dat, dar îmi place să le văd pe viu, să le văd live, ca să spun așa, și sunt foarte frumoase și știu că toată lumea zice de Grigorescu, toată lumea zice de mamă, Grigorescu, care este pictorul nostru național sau ceva de genul ăsta, auzeam niște fraze la un moment dat, deși nu cred că avem așa, nu știu, pe mine mă atrag foarte tare picturile lui Teodor Aman. Îmi plac și cele de Grigorescu, dar parcă cele de Teodor Aman sunt, nu știu, mai pe vibe-ul meu, ca să zic așa, sunt mai... Deși mama îmi spunea că Nicolae Grigorescu a copilărit undeva în zona aia, pe acolo, pe la bunicii mei, pe acolo, în zona aia, și îmi spunea mama că sunt foarte multe lucrări de el, picturi făcute de el din perioada lui incipientă, sunt răspândite prin zona aia, de care multă lume nu știe, pentru că el era un copil sărac și ca să câștige niște bani se ducea și făcea câteva lucrări pe o scândură sau pe o bucată de lemn sau pe ce găsea, le picta și se ducea la târg și le vindea, și majoritatea, și de asta chiar mă uitam și la muzeu,
Veți vedea că în picturile lui Grigorescu sunt predominante florile și portretele de țărani. Și asta pentru că erau foarte la modă, ca să spunem, la vremea respectivă, oamenii cumpărau așa ceva să pună în casă. Adică li se părea foarte relatable, dacă vreți, relaționau, li se părea foarte autentic, li se părea din vremea respectivă. E ca și cum acum ai pune un print sau o poză, nu știu, cu un oraș, cu un panorama a unui oraș. Așa era pentru țăranii de la vremea respectivă, vă dați seama, 1800 și ceva, așa era pentru ei să aibă în casă un tablou cu un chip de țăran sau o țărâncuță sau niște flori care, mă rog, erau emblematice pentru zona respectivă. Sunt într-o fază în care, nu știu, vreau să aprofundez puțin mai mult partea asta de pictură, mai mult partea asta de teorie, ca să spun așa. Apropo de asta, chiar trimisese una din prietene zilele trecute pe grup, trimisese o chestie că Taurul are obsesie nouă în fiecare lună și cred că e adevărată, pentru că îmi tună, mi se pune pat așa din senin pe câte o chestie. Înainte să mă duc la muzeu, am trecut și pe la Cărturești Verona, că e pe acolo, în zonă, la Romana, și am luat cartea asta pe care am văzut-o la Loredana, Omul în căutarea sensului vieții, de Victor Franchi. Am văzut ceva despre un lagăr sau despre un colo... Nici nu mai știu despre ce este vorba în cartea asta. Știu că Loredana a citit-o undeva pe la începutul anului și a pus-o în tagola de jumătate de an. A pus-o în tagola ca fiind cea mai bună carte pe care a citit-o ea în 2022 și de-aia am luat-o. Mi s-a părut, bineînțeles, interesant și titlul, dar nu mai știu despre ce este vorba în ea. Și am văzut undeva, răsfoindu-o așa, ceva despre un lagăr. Ceva despre, și sper să n-aibă treabă cu Holocaustul, sper eu din tot sufletul. Și de-aia cred că o să mai las, pentru că dacă v-ați uitat la clipul meu, pe care încă eu acum nu l-am publicat, din ce vorbesc eu, încă nu este publicat, dar o să-l vedeți înainte acestui daily vlog, clipul cu cărțile pentru luna iulie, ce am citit pe luna iulie. V-am zis că sunt supra-saturată de subiectul Holocaustului, lagăre, Auschwitz, epurare de evrei și așa mai departe. Sunt supra-saturată și sper să nu fie vorba despre aia. Dacă e vorba despre aia, o să o las mai încolo, pe mai încolo și o să așa. Acum v-am zis, sunt cu asta pentru că pregătesc un clip cu cărți, cu niște cărți pe o anumită tematică și sunt iarăși atât de supra-saturată de tematica aia că îmi vine să vomit, mai ales că este o tematică care mie nu-mi place absolut deloc. O să vedeți în curând despre ce este vorba, că mai am puțin și termin clipul ăla. Este un clip care se desfășoară pe câteva săptămâni, adică mi-a luat mai mult să-l filmez, pentru că implică cititul de mai multe cărți și, na, după cum știți, nu sunt cea mai aprigă și rapidă cititoare, dar vreau să fac clipul ăsta. Și apropo de clipuri cu cărți, vreau să fac mai multe clipuri despre cărți sau pe subiectul ăsta, nu știu. Eu de câteva luni bune mă uit foarte mult, de când ați văzut voi că am început să postez și pe Instagram, dacă mă urmăriți pe Instagram, cred că ați observat că s-a schimbat puțin contentul meu, în sensul că postez foarte mult despre cărți și vă țin cam la curent cu ce citesc, ce am mai cumpărat în materie de cărți. N-am făcut book haul-uri pentru că le-am pus pe Instagram, că n-am cumpărat multe cărți odată și cumpăram câte două, trei și vi le puneam pe Instagram. Asta pentru că am început să urmăresc foarte mult content pe partea asta de cărți, booktuber din afară, de la noi și așa mai departe. Și de aici și interesul meu de a citi, pentru că practic mi-au alimentat pofta de a citi cărți. Și dacă vreți un tips pentru a citi mai mult, cred că ăsta este un tip, să vă uitați la content, să consumați content legat de cărți, pentru că inevitabil vă fac curioși oamenii care, cu care rezonați, de exemplu, dacă vă uitați la anumiți oameni care, despre exemplu, consumă multe thrillere, citesc foarte multe thrillere, în momentul în care vă vor povesti despre acele thrillere, vă vor captiva și pe voi și vă vor face curioși și atunci veți lua cărțile, le veți citi. Așa se întâmplă în cazul meu, cel puțin, și funcționează foarte bine. Și de-aia mă gândeam că aș vrea să fac mai multe clipuri pe partea asta de cărți, poate să introduc o serie suplimentară de cărți, așa, nu știu, de clipuri, să introduc o serie suplimentară de clipuri, un fel de clipuri bonus, poate nu ne
neapărat să înlocuiesc contentul meu cu clipuri cu cărți, dar să vorbim mai mult despre cărți, pentru că uitându-mă la YouTube-ul ăsta, la BookTube, dacă vreți, mi-am dat seama că este exact YouTube-ul ăla de care m-am îndrăgostit eu la început. YouTube-ul ăla pozitiv, YouTube-ul ăla funny, YouTube-ul ăla interesant, YouTube-ul ăla din care aveai ceva de învățat, YouTube-ul ăla din care rămâneai cu ceva, YouTube-ul ăla care te și relaxa. Bineînțeles, sunt în partea asta de BookTube și oameni care, cu care nu rezonez, dar nu e nicio problemă că nu mă uit la ei și mă uit la aia cu care rezonez mai mult. Mă atrage și pe mine să fac mai multe clipuri despre cărți pentru că îmi place, nu știu, mi-ar plăcea, spre exemplu, am făcut clipul ăla cu cărțile lunii iulie, da? Le-am pus pe toate într-un clip, dar mi-aș fi plăcut să fac cum se făcea pe vremuri, să fac un clip dedicat fiecarei carte în parte și să o discutăm sau nici nu știu, stau să mă gândesc la o formulă care să fie bună și pentru voi, nu știu, chiar mă bate gândul să vă întreb, chiar ați putea să-mi spuneți în comentarii dacă vă place ideea și dacă vă surâde de live. N-am făcut niciodată un live și bănuiesc că ar fi ceva interesant pe YouTube, nu pe Instagram sau pe altceva. Deci cum ar fi să discutăm despre o carte într-un live, să povestim despre cărți. Mi-ar plăcea să fac clipuri, deși știu că nu toată lumea s-ar uita, despre o anumită carte. Știți, de exemplu, citesc cartea asta, să nu zicem asta că asta e dintr-o serie, o citesc pe asta și îi fac un clip din ăla ca la școală, știți, cu un comentariu ca la școală și vă povestesc rezumatul ei și și discutăm în comentarii sau, nu știu, dacă ar fi un live în chat sau, nu știu, încă nu știu o formulă, dar v-am zis, mi-ar plăcea să mai discutăm mai mult despre cărți pentru că îmi place foarte, foarte tare și mă alimentează cu multă energie pozitivă treaba asta și cred că, în egală măsură, și pe alții alimentează cu energie pozitivă. Chiar dacă, spre exemplu, nu-ți place o carte și chiar dacă poate te frustrează sau te enervează o carte, totuși rămâi cu ceva, știți? Și de-aia îmi place ideea asta de a vorbi mai mult despre cărți și de a face mai multe clipuri. Chiar să-mi spuneți cum vi se pare și dacă vreți, dacă nu vreți și nu vă place ideea, puteți să-mi spuneți, nu este nicio problemă. Adică sunt foarte curioasă. Cum vedeți voi lucrurile astea? Pentru că personal chiar m-am plictisit de, nu știu, sfera asta în care a ajuns YouTube-ul. Mă uitam că, mă rog, sunt fabuloasele premii, se desfășoară acum votările și așa mai departe. Și mă uitam că sunt aceleași persoane, același content, aceleași nimicuri, aceeași formă fără fond, aceleași chestii care sunt deja atât de epuizante și de obositoare și de inutile din punctul meu de vedere, pentru că în ziua de astăzi e atât de simplu să faci YouTube fără să faci nimic, încât, Doamne, în speță, YouTube-ul se rezumă la câteva chestii. Dacă vreți, uite, vă dau o rețetă, dacă vreți să faceți YouTube, vă dau acum o rețetă, dacă vreți să aveți un canal de succes de YouTube, băgați haul-uri la greu, pentru că haul-urile sunt cele mai simplu clipuri de făcut, nici nu trebuie să fiți foarte inteligente, nici nu trebuie să vorbiți, faceți mamă haul-uri cât se cuprinde, pentru că am observat că pe canalele unde sunt cu precădere haul-uri, pe orice fel, de la ce am cumpărat de la Lidl, ce am cumpărat de la Pepco, ce am cumpărat din Sephora, ce am cumpărat din DM, orice, haul-uri, băgați haul-uri la greu. Exact asta vorbeam și cu Eugenia când eram la mare, frate, nu mai găsești content de calitate, numai haul-uri, toată lumea cumpără. Deci, iarăși, atât am urlat acum până în pandemie despre societatea asta consumeristă și despre cum, vai, Doamne, promovăm consumerismul și toată lumea urla, încât am ajuns ca pe YouTube-ul românesc, vorbesc cu precădere, să fie numai haul-uri, plin de haul-uri. Și toată lumea face haul-uri și înțeleg, adică vreau să înțelegeți că este o discuție și este o remarcă, nu e o critică, da, la adresa nimănui, este doar o remarcă, pentru că, de fapt, de ce toată lumea face numai haul-uri? Pentru că numai la asta se uită oamenii. Nu că oamenii ei așa și-ar cumpăra, că hai să fim serioși, cred că 10% din cei care se uită și cumpără ceea ce văd. Dar e chestia aia românească de a vedea, de curiozitate, da, ce și-a mai luat ăla, da, ce-a făcut, știți, e tot un fel de capra vecinului. Deci avem odată haul-uri și a doua categorie de clipuri mari și late care sunt făcute sunt daily vlogurile sau clipurile de călătorii în care nu ți se arată nimic. Adică nu vezi nimic, după care nu rămâi cu nimic. Vezi un daily vlog din care nu rămâi cu absolut nimic
sau vezi un vlog de călătorie, așa zis, vlog de călătorie, în care nu vezi nimic decât fața celui care filmează, pentru că în loc să filmeze peisajul, își filmează fața constant. Efectiv, nu rămâi cu nimic de pe urma acelui clip. De-aia v-am zis că nu știu, nu mă regăsesc în sfera asta de YouTube și de-aia... La noi este foarte greu să mai găsești content de pe urma căruia, bă, să zici, bă, a meritat că mi-am pierdut timpul cu el, știți? Că poate e o pierdere de timp să te uiți la YouTube de multe ori, dar, bă, a meritat, uite că a meritat să mă uit, știți? Uite, cum mă uit eu la Loredana sau la Ștefania sau la Ildico, toate sunt booktuberițe, by the way. Și chiar vă las și canalele lor în descriere, dacă tot le-am menționat. Sunt fete care au recomandări foarte bune de cărți și zic, bă, poate, nu știu, poate fac un tag, poate fac altceva, da? Nu recomandă neapărat o carte, efectiv, dar totuși parcă mă simt bine, știți? Adică sunt persoane cu bun simț, sunt persoane care nu au un derapaj din ăsta iure, adică te face să te simți bine, nu? Chiar dacă zici că ți-ai pierdut 10 minute, 15, 20 de minute pe YouTube în momentul ăla, totuși ai rămas cu ceva. Știți? E foarte greu să mai găsești la noi pe YouTube așa ceva. De-aia zic, m-am plictisit să văd, să-mi apară tot timpul thumbnail-uri de haul. Haul Zara, haul H&M, haul DM, haul Pepco. De-aia nu mai fac eu hauluri. Nu înseamnă că nu cumpăr chestii, dar nu, m-am săturat, sunt supra-saturată de haulurile vieții, că nu mai pot cu ele. Ziceam că aș vrea să mă migrez într-o zonă în care să mă simt bine și vă invit și pe voi să-mi spuneți dacă vi se pare o idee strălucită sau nu. Și mare atenție, că dacă ziceți că da, înseamnă că vă luați angajamentul să vă uitați, adică nu e așa doar one way. Adică nu vă imaginați că suntem doar one way aici, da? Dacă spuneți că da și chiar mă apuc de clipurile astea, vă luați angajamentul că vă și uitați. Glumesc, desigur, sau nu. Pe lângă asta, nu știu dacă, mă rog, n-ați văzut încă, la momentul la care filmez nu ați văzut pentru că am mers așa, dar încerc foarte tare să-mi schimb stilul de editare, mă voi strădui să fac clipuri mai scurte pentru că îmi dau seama că nimeni nu are atâta răbdare și nervi și timp să se uite o oră la mine, știu, îmi pare rău. Încerc să le fac mai scurte, nu știu dacă îmi vor reuși, mai ales pentru că vorbesc mult. Tot timpul am ceva de zis, tot timpul uit să vă zic ceva și mi-aduc aminte și mai ales în daily vloguri, cum a fost și acum. So, da, dar mă voi strădui să fac clipurile mai structurat și să schimb stilul de editare. Și chiar aș vrea să urmăriți de acum încolo, să vedeți dacă observați diferența asta și să-mi spuneți dacă e ok sau nu. Vezi că dacă nu e ok, revenim la ce făceam înainte, asta e. Cam asta a fost rentul meu, apropo de clipul ăla în care vă spuneam că nu mă mai regăsesc în nimic, da? Când a fost? Cred că în ultimul Get Ready With Me sau ceva de genul ăsta, parcă atunci vă ziceam că nu mă mai regăsesc. Starea aia continuă, adică nu mi-a trecut, dar sunt mai ok acum. Cel puțin încerc să găsesc soluții. Și de-aia încerc să mai schimb lucrurile... pe aici, pe acolo, cum se poate. Mă duc să văd pe unde-s copiii. Băi, deci m-au părăsit astăzi copiii și Udi și ăla mic. Ăla mic e fiind mai mare decât Udi, dar îi zic ăla mic pentru că este subțire, este ca o spaghetiuță. Așa, și de-aia zic ăla mic. Deci de dimineața de când v-am arătat-o pe Udi, a dispărut și n-am mai văzut. Nu știu pe unde s-a ascuns. Se duce pe câmpul ăsta în spatele casei mele, se ascunde pe acolo prin bălării, că acum sunt foarte înalte și țin umbră, sunt și pomi. Cred că se duce pe acolo și mai stă la umbră. Dar n-am mai văzut-o pe maimuțică și mi-e doar de ea. E mustăcioasă. Sau mă duc să pregătesc ceva de mâncare și mai vorbim mai încolo. Thank you.
Hello, my love bugs, ce faceți? Vin cu raportul final de seară din pat. N-am mai filmat de aici de la, cred că ultimul daily vlog sau de când am plecat la mare. Atunci am filmat de aici. Și da, mi-am făcut o baie super lungă și sunt super relaxată. Sunt gata de nouă săptămână, sunt foarte fresh, mă simt bine. Se aud greierii, încă se mai aud greierii. Este totul foarte zen, foarte plăcut și sper ca noaptea asta să dorm mai bine decât noaptea trecută, care, v-am zis, n-a fost prea grozavă în materie de somn, și să recuperez. Am mai editat în seara asta puțin la clip, am mai făcut diverse pe aici, am mai citit, am avansat puțin cu cartea aia și am mai stat și pe afară. Când s-a mai răcorit, am stat un pic pe afară, pe iarbă. Îmi place așa de mult să stau jos pe pământ. Nu știu dacă voi aveți chestia asta, dar eu sunt maniacă după treaba asta, de când eram copil mic. Pe mine, decât să mă pui la masă sau pe pat sau așa, pe mine mai bine mă pun lăsai pe jos. Singura mea mare problemă în prezent este că mă mănâncă gângăniile, că dacă n-ar fi ele, ar fi minunat. Deci asta non-stop pe jos. Îmi place să merg de sculță, îmi place să stau pe pământ, pe iarbă și ocazional când am nervi, timp, răbdare, mă duc și stau acolo pe gazon la umbra merilor, că mai nou acum am și eu meri care fac umbră și pot să mă laud cu ei. Stau acolo și citesc sau mă juc cu Udi sau vorbesc la telefon sau whatever, dar e bine, nu știu, mă încarcă cu energie să stau pe pământ. Apropo, eu fiind semn de pământ, trebuie să fie o legătură pe acolo. Cam asta a fost tot pe ziua de astăzi, cam așa se încheie daily vlogul ăsta. Culoarea asta mi se pare foarte interesantă, de când mi-am făcut-o m-am... E prima dată când îmi fac unghiile cu oja asta și mi se pare foarte interesantă, nu știu, se vede foarte interesant, se vede într-un fel în lumină artificială și în casă și se vede altfel afară, arată mai bine afară decât în casă, dar îmi place, da. Am mai schimbat puțin atmosfera, că da, eu sunt cu nude-urile, dacă știți, și am zis măcar acum până se termină vara să mai trec și eu pe un pic de culoare, deși asta s-ar putea traduce și ca printr-o culoare de toamnă, eventual dacă aș mai dau un strat, cred că ar ieși chiar o culoare de toamnă bine, bine de tot, dar deocamdată suntem bine. Ce mai aveam să vă zic? Copiii sunt bine, au mâncat, sunt veseli, au plecat. Adică nu mă tratează prea mult cu prezența lor, cum nu mă onorează cu prezența lor prea mult, pentru că nu e cazul, adică n-au mare nevoie de mine decât să mănânce. Cam atât pentru astăzi, în speranța că totuși avem un daily vlog decent ca întindere, ca durată. Și aș vrea de la voi să-mi spuneți în comentarii ce v-am rugat legat de clipurile cu cărți, legat de ce content ați mai vrea să vedeți. Chiar mi-ar face mare plăcere să-mi spuneți, nu știu, ce ați vrea voi să mai vedeți, nu știu, în afară de clipuri cu cărți, în general, așa, ce clipuri ați vrea să vedeți, ce vă mai atrage, ce vă mai inspiră. Puteți să-mi spuneți ce ați citit în ultima vreme, pe unde ați fost, ce ați mâncat bun. Chiar sunt foarte curioasă să știu, pentru că știu că aveți întotdeauna aveți recomandări super, super bune și țin cont de ele. Și mi se pare, mie s-au atunat. Nu că nu ne-ar strica o ploaie, dar m-ar mira să vină ploaia acum, la... că nu era anunțată. Anyway, vă mulțumesc că ați rezistat până aici, dacă ați rezistat până aici. Vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem în următorul clip. Ciao!